Bună dimineața! O dimineață mai dificilă pentru nativii leu, pentru că este luna în semnul racului, mă rog, la ultimele grade, dar lucrurile se schimbă după prânz, hai să spunem. Zile deosebite, oricum, cei doi benefici, Jupiter și Venus, îți dau mâna și poate că de aici ies tot felul de lucruri bune. Primim o mână de ajutor, ne bucurăm de amabilitatea cuiva, de un spate deosebit, sau noi înșine avem o stare de spirit extraordinară. Iată ce am înțeles pentru cele 12 zodii. Berbec. Rezolvări de natură financiară pot fi legate de o sumă care vi s-a reținut greșit, de returnarea unui împrumut sau de acordarea unui credit. Poate că aveți ceva de sărbătorit și ieșiți la masă cu prieteni sau poate că vă ia prin surprindere omul iubit cu o invitație, o rezervare, poate chiar și un mic cadou. Taur. Viața v-a arătat că aveți ce învăța și de la competitori sau de la oameni care nu dau impresia că străluceți la prima vedere. Ați putea închega o alianță pentru depășirea unor provocări care se anunță sau poate că vă sunt de ajuns încurajări din partea unei persoane experimentate. Gemeni. Început de săptămână destul de aglomerat. Mesaje, telefoane, ședințe, negocieri, poate chiar și o invitație neașteptată la un interviu de angajare. Sunteți pregătiți, sufletește, să luați o decizie importantă care implică poate sacrificiu, renunțare. În schimb, vă veți bucura de independență. Rac. Activitate din plin. Sunteți căutați, de drag sau cu treabă, sau poate că voi vă propuneți lucruri mari pentru perioada următoare și asamblați într-un plan cunoștințe și informații pe care le-ați aflat recent. Îi surprindeți pe ceilalți cu verba și cu buna voastră dispoziție, dacă este cazul, ridicați moralul unui prieten. Leu, zi bogată în interacțiuni sociale, întâlniri, negocieri, timp petrecut alături de colegi sau de prieteni, la o cafea, la un restaurant. Se înviorează sfera sentimentală, bucurie pentru timpul petrecut împreună cu omul iubit sau apare cineva în viața celor care sunt singuri actualmente, poate revine un fost. Fecioară, vor fi de rezolvat și niște chestiuni care țin de birocrație, documente, facturi, poate că sunt și niște bani de recuperat. Veți face probabil niște cheltuieli mai serioase pentru casă în săptămânile următoare, dar veți fi mulțumiți de felul în care arată camera, balconul, locuința, perete. Balanță. S-ar putea reduce tensiuni și asperități într-o discuție în fața unei cafele, vorbind și despre probleme profesionale sau de afaceri care vă macină. Dacă este cazul, ați putea da peste un specialist în nutriție sau un antrenor de fitness care vă poate ajuta să faceți minuni cu corpul vostru. Scorpion, pe cont propriu sau prin asocieri, colaborări, veți fi mai activi în perioada următoare, cu efecte, bineînțeles, și în plan financiar. Și poate că îi surprindeți pe cei cu care ați mai lucrat cândva, cu noile tehnici pe care le stăpâniți acum, cu plusuri la capitolul îndemânare, viteză sau atenție la detalii. Săgetător, poate că sunteți peste măsură ocupați sau apar urgențe și veți amâna o întâlnire colegială, prietenească. Sunteți acum pe cai mari, motivați să obțineți performanțe remarcabile în câteva luni, să vă depășiți condiția și vă veți hotărâ poate să renunțați la niște rutine inutile sau ineficiente. Capricorn, griji, temeri, pentru că așa sunteți voi. Nu vă lăsați bătuți, nu vreți să lăsați lucrurile la voia întâmplării. La momentul potrivit, poate să apară o mână de ajutor, o informație importantă, poate chiar un îndemn din partea cuiva care vă cunoaște potențialul și felul de a fi. Vărsător, veți trece peste un moment de reticență, vă faceți temele, căutați informații și veți fi gata chiar să vă asumați niște riscuri. Oricum, voi simțiți departe, chiar dacă încă faceți niște pași mici și veți putea înregistra destul de curând un salt în carieră sau în afaceri. Veți fi cunoscuți, apreciați. Pești, momente de respiro. Faceți o analiză, regândiți o strategie, un calendar de acțiune. Veți începe curând, se pare, un program de sport sau de mișcare pentru tonus, mobilitate, sănătate. În plus, deschidere spre domenii care până de curând nu prea vă atrăgeau. Să avem o zi bună!